Bună seara, sunt Laurențiu Rădulescu, sunteți acum la emisiunea de reportaj Din Interior. Imediat după evenimentele din 89, imaginile filmate de televiziunile străine în orfelinatele groaze din România au făcut în conjurul lumii. În prezent, aproape 60.000 de copii sunt în grija statului, crescuți, cei drept în condiții mai bune decât în perioada comunistă, dar lipsiți în continuare de dragostea unei familii. Cei care doresc să adopte un copil sunt împiedicați de o birocrație greoaie. De ce preferă România să-și țină copiii în orfelinate? Este întrebarea la care încercăm să răspundem în această seară din interior. În România, 1.500 de copii pot fi dați spre adopție, iar 2.000 de familii așteaptă cel puțin 2 ani până să ia acasă pe micuții care, altfel, desigur, nu ar avea niciun fel de viitor. Și asta în condițiile în care statul plătește câteva miliarde de lei în fiecare an pentru întreținerea 60.000 de copii care se află, desigur, în grija autorităților. Cum s-a ajuns în această situație, dar mai ales de ce nu vor oficialitățile să schimbe procedurile absurde care blochează sau amână mult timp o adopție? Vedem chiar acum într-un reportaj din interior. În România, 60.000 de minori se află în grija statului. În fiecare an sunt cheltuiți 150 de milioane de euro pentru finanțarea centrelor de îngrijire și plata salariilor celor câteva mii de asistenți maternali. Cu toate acestea, procedurile de adopție pot dura și câțiva ani, timp care trece în defavoarea copiilor. Sunt foarte puțini membri de personal la foarte mulți copii și de aici apar o serie de probleme în dezvoltarea copiilor, care ulterior ajung și ei să fie captivi într-un sistem de servicii sociale din ce în ce mai falimentar. Teoretic, sistemul de protecție este construit pentru a acorda asistență temporară unor copii care fie se întorc în familiile naturale, fie ajung în familii care îi adoptă. De fapt, la cei mai mulți dintre ei, părinții nu renunță, iar pentru restul, procedurile de adopție sunt greoaie. Consecința, copiii depășesc vârsta de 4-5 ani și au șanse din ce în ce mai mici să ajungă într-o familie. Este Ana și are aproape 8 luni. Mama ei a abandonat-o la naștere. Timp de 6 luni, copilul va rămâne în centru. Ulterior, se va găsi o asistentă maternală care îl va îngriji până când specialiștii vor verifica familia mamei până la rudele de gradul 4 și vor aduna declarații de refuz. Procedura va dura cel puțin un an. Apoi dosarul va ajunge în instanță, iar judecătorul va analiza probele și va decide dacă Ana poate fi adoptată. Abia după aceea, asistenții o vor include pe Ana într-o bază de date națională administrată de Oficiul pentru Adopții. Computerul va selecta pentru ea 10 familii. Dacă niciuna nu o va plăcea, procedura se va relua. În situația Anei sunt mii de copii. De ce durează atât de mult? Cei de la protecția copilului dau vina pe judecători. Nu cred că poate fi vorba de birocrație. Însă, în același timp, trebuie să înțeleagă și acești părinți că sunt anumite termene. Este o lege pe care trebuie să o respectăm. Judecătorii trebuie să dau diferite termene. Faptul că un copil este adoptat e foarte bine, dar, cum am spus, sunt niște măsuri pe care trebuie să ne luăm. Și pentru viitorii părinți, procesul de adopție este unul dureros, în principal pentru că durează foarte mult timp. Faza aceea de așteptare este una plină de liniști, de frământări, de așteptări, de întrebări. Cauți familii care de asemenea doresc să adopte sau care au adoptat. După ce am cunoscut-o și am știut că e copilul nostru, practic, din prima privire, nu a mai fost nimic greu. S-a întâmplat tot exact așa cum trebuia. Cine e asta? Tu. Și asta cine e? Eu. Și stai agățat de mine? Da. De ce? Că te iubesc. Și eu te iubesc. Și de unde te-ai născut tu? Noi am făcut un studiu și am constatat că peste 90% din familiile care adoptă sunt cupluri infertile. Și aceste cupluri vin cu ani de așteptare în spate, ani de încercări de a deveni părinți, ani de eșuări în acest sens.
și înțelegem și nerăbdarea lor, pentru că au trecut atâția ani în care s-au chinuit, nerăbdarea lor de a deveni părinți. Nu suntem defecți și nu suntem sterili din punct de vedere sufletesc. Suntem sterili din punct de vedere fizic. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Din punctul nostru de vedere, nu este o perioadă foarte lungă, pentru că dacă ne comparăm cu restul țărilor din Europa, durează foarte puțin. Dacă vrei din Ungaria încolo, adopție durează cel puțin 4 ani. Asta e o scuză? În străinătate, na, atunci în Germania, uitați, salariul e de 4.000 de euro. Hai să facem și în România 4.000 de euro, dacă ai o scuză, că în străinătate e așa. Nu? Nu. Deci cam puierile. Ai o scuză atunci când, într-adevăr, aștepți mult, dar din cauza numărului foarte mare de cazuri, lucrezi ca pe bandă, scoți într-una, copii adoptabili, părinți care vor să adopte. Da, atunci înțeleg. Dar când nu se mișcă nimic, nu bate vântul, e o liniște totală și aștepți, nu mi se pare corect. Deși numărul copiilor instituționalizați crește, autoritățile le transmit familiilor care vor să adopte să aibă răbdare. Avem foarte mulți copii abandonați în spital, copii care sunt preluați de către sistemul de protecție pentru rele tratamente la care au fost supuși de către părinții naturali și tot felul de alte lucruri pe care cu toții le vedem la televizor, iar pe de altă parte nouă ni se spune că nu sunt copii. Adopția sau reintegrarea în familiile naturale ar fi singura șansă a copiilor de a părăsi sistemul, însă niciuna dintre acestea nu sunt prioritare pentru autorități. În ultimii ani, rata abandonului a rămas constantă, numărul adopțiilor neschimbat, iar numărul copiilor aflați în îngrijirea statului este același. De ce se întâmplă acest lucru? Se preferă alte forme de instituționalizare a copilului, deplasament al copilului în centrele de plasament de tip vechi, în centrele de plasament de tip familial, în asistență maternală, dar nu se merge mai hotărât decât se merge la ora actuală pe varianta declarării copiilor ca fiind adoptabili, nu neapărat cei mici, ci și copii mai mari sau copii cu nevoi speciale. Stația 1, avem un incendiu, porniți repede! În urmă cu 2 ani, legea adopției a suferit câteva modificări care, în teorie, ar fi trebuit să înlesnească procesul de adopție. Proceduri rapide, cu termene fixe, micșorarea perioadei de așteptare, un sistem unic de înregistrare și selectarea copiilor, eliminarea adopțiilor la limita legii. Ce s-a întâmplat însă, în realitate? Noi am depus dosarul chiar atunci când a intrat în vigoare noua lege. Am avut așa un elan. Am spus că, vai, o să ni se prezinte repede copii, o să fie într-adevăr o mulțime de copii care așteaptă să-i adoptăm, dar nu s-a întâmplat așa. Nu au apărut mai multe cazuri de copii. Ceea ce am constatat noi a fost că au apărut mai multe bâlbe în sistem datorită schimbării legii. Mii de oameni semnalează probleme legate de adopții, însă autoritățile sunt liniștite. Cred că e o problemă de comunicare. Cel mai bine ar fi să meargă și să stea de vorbă, să discute, în primul rând, la nivelul, dacă au intrat deja pe procedură, la nivelul serviciului de adopție, dacă nu găsesc înțelegere acolo, sau ierarhic, să meargă la nivelul conducerii direcției, că așa cum spuneam, peste tot sunt oameni și e greu să cred că trec și de toate nivelele ierarhice și n-au găsit înțelegere. Aceasta, știți, este o responsabilitate a direcției, a managerilor de caz. Managerii de caz evaluează fiecare dosar, fiecare copil și iau decizia cea mai potrivită. Este responsabilitatea lor și da, din punctul nostru de vedere, dacă nu sunt adoptabili, înseamnă că pot fi reintegrați în familie. Statul spune că este preocupat de interesul copilului, pe hârtie. În realitate, zeci de mii de copii sunt neglijați de autoritățile care ar trebui să-i ocrotească și, în loc să scadă, numărul copiilor instituționalizați crește. La ora actuală în țara noastră, robinetul e în continuare deschis. Copiii continuă să intre în sistem. Dacă tu nu ajuți familia ca autoritatea statului, dacă nu poți să intervii efectiv la modul concret în sprijinirea familiei, n-ai cum să stopezi intrarea copiilor în sistem și vei plăti mult mai mult în final, pe lângă că vei abuza copiii și vei viola toate convențiile internaționale semnate de România în domeniul drepturilor omului și a drepturilor copilului. Aici ce avem ăsta mare, mare? Morcov. Culmea, autoritățile recunosc, statul nu este în măsură să le asigure copiilor un mediu potrivit pentru a se dezvolta. Ideea este să asigurăm copilului
o viață, un mediu care să-l ajute să se dezvolte la potențialul lui maxim. De fapt, acest lucru înseamnă. Sistemul de protecție nu-i oferă acest lucru. Doar o familie bine pregătită, bine evaluată, sau părinții naturali pot oferi copilului mediu în care el se poate dezvolta armonios. Studiile arată că un copil, odată intrat în sistem, nu pleacă mai devreme de 8 ani și pentru fiecare lună de îngrijire, statul plătește în jur de 2400 de lei. Foarte multe dintre familiile vulnerabile au mulți copii, 4, 5, 6, 7 copii. Sumele pe care ajunge să le plătească statul pentru ceva cumplit care li se întâmplă acestor copii, și anume instituționalizarea lor, sunt exorbitante. Sistemul de protecție a statului le oferă copiilor hrană, adăpost și educație școlară. Modele, valori, iubire, compasiune, toate acestea construiesc personalitatea copilului, dar într-un centru de îngrijire nimeni nu le poate oferi. În situația copiilor care cresc în instituții, nu se dezvoltă acea parte din creier care e responsabilă pentru afectivitate, pentru atașament, pentru relațiile pe termen lung. Copiii care cresc în instituții au o stimă de sine extrem de redusă, au o încredere în ei sub orice critică și foarte greu se pot regăsi ca identitate. Din nefericire, mulți părinți biologici nu sunt capabili să-și crească ei copiii, dar nici nu-l oferă șansa altor familii să le poată oferi copiilor lor o viață normală, o viață în familie. Preferă, în schimb, ca acești copii să se dezvolte în medii instituționale, în centre de plasament. 97% din cei peste 60.000 de micuți aflați în grija sistemului de stat provin din familii sărace. Părinții nu îi pot susține, dar nici nu renunță la ei. Nu e normal că atunci când îți lași copilul în protecția statului ani și ani de zile și vii și îl vizitezi o dată la câteva luni de zile, doar ca să nu fii decăzut din drepturile părintești, să blochezi posibilitatea copilului de a crește într-o familie. Autoritățile se fac că nu văd această realitate și spun că trebuie analizat fiecare caz în parte. Trebuie verificată cauza. Eu acum pot să-mi dau doar așa cu părerea în general. Copilul din stradă care cerșește, cei mai mulți dintre ei sunt din familie, au familii. Nu știu, e foarte simplu, e foarte redus să spunem că acel copil are o șansă dacă ar fi într-o altă familie. Acum nu trebuie să simplificăm și să reducem totul așa de ușor și de repede. Sunt situații de abuz concret, abuz de-a dreptul strigător la cer, pe care îl vedem în jurul nostru în viața de zi cu zi. Ei bine, ele nu sunt normale. În orice țară civilizată, acestea sunt elemente care duc la anchete sociale care se desfășoară cu o rapiditate și cu o promptitudine pe care nu ni le putem imagina și care aduc după sine automat decăderea din drepturile părintești a părinților biologici în situația în care aceste forme de abuz se verifică iar și iar și iar. Trebuie văzut de ce familia aia, poate copilul pleacă fără știrea părinților. Putem întâlni situații de genul ăsta. Poate pleacă cu știrea părinților. Ceea ce trebuie întărit aici este întărit controlul și, să zicem, asupra familiei și sprijinirea familiei astfel încât copilul să nu se mai ducă. E posibil ca părintele să fie un părinte bun, să se ocupe de copil, să se ducă la școală, să fie sănătos. Vorbesc de situații, vorbim acum teoretic. Da? Deci toate astea ar trebui analizate. Însă prevenția abandonului există doar pe foaie. Lipsa personalului calificat, asistenți sociali specializați, lipsa fondurilor dedicate strategiilor de prevenție și lipsa sancțiunilor specifice sunt doar câteva dintre cauze. Ancheta socială și identificarea rudelor până la gradul 4, adică verii și soțiile verilor din familie care să refuze adopția, a primit un termen, dar procedura a rămas la fel. Acest sistem, care este șubret pentru că nu are personal, pentru că nu are personal calificat, și că nu are personal suficient, la asta mă referam, că nu are personal, și că oamenii nu sunt motivați, nu sunt pregătiți, nu sunt plătiți. Tarele acestui sistem, din păcate, se răsfrâng asupra copilului care se află prins în această menghină. Lipsa resurselor materiale
și a resurselor financiare pentru realizarea anchetelor sociale, inclusiv dacă ne referim la simplu telefon pe care trebuie să-l dai unei familii, la deplasarea pe care trebuie să o faci cu mașină până la familia respectivă. Lucrurile astea de multe ori lipsesc, pentru că asistenții sociali n-au nici măcar bani de benzină. Șeful Direcției de Protecție a Copilului din Bacău este de altă părere. El susține că își face treaba ca la carte. Eu vă spun că am mers personal împreună cu echipa mea și chiar se poate. Deci nu e ușor, dar în același timp nici atât de greu încât să nu poți lua legătura cu fiecare membru al comunității lărgite. Anne-Marie Necșulescu a adoptat un copil în urmă cu aproape 5 ani. Își dorea o fetiță. Nu a ales pe criterii de etnie sau de vârstă. Era convinsă că nu ar putea să aibă grijă de un copil cu dizabilități și totuși a primit un copil bolnav. Copilul meu trăia într-o mizerie cruntă. Avea la 3 ani și jumătate 12 kg. El nu vedea cu un ochi din naștere. Nu e nimeni de vină pentru asta. Dar sistemul de protecție l-a trădat. Pentru că din punctul meu de vedere, pe acest copil, atâta vreme cât el a stat în acest sistem de protecție, nu l-a văzut niciun medic. Am simțit că sistemul m-a mințit. Pentru că unul dintre criterii, într-adevăr, a fost acesta, că noi nu ne simțim în stare să creștem un copil cu dizabilități. Dar asta este. Sistemul ne-a mințit pe noi, sistemul l-a trădat pe el, ceea ce mi se pare mult mai grav. Dacă eu sunt adult și mă pot apăra, un minor nu se poate apăra. Emi a fost născut de o mamă minoră din Bacău și crescut în casa bunicilor. Imediat după ce a împlinit 2 ani și nu mai putea primi alocația de la stat, copilul a fost urcat într-o căruță, dus cu 2 sate mai departe și aruncat într-un șanț. Până la urmă, copilul a ajuns în grija unei asistente maternale dintr-un sat de lângă Bacău. Locuia la o asistentă maternală la 30 de km de Bacău, unde nimeni nu fusese niciodată, deși legea spune că sunt obligați să facă vizite periodice. Nu fusese nimeni niciodată. Acest copil locuia într-un bloc, într-un sat, într-un apartament de 2 camere, unde locuiau 3 adulți, 3 copii și 7 pisici. Am luat legătura cu asistenta maternală, dar a refuzat să dea orice declarație. Am vorbit însă cu referentul social al comunei despre acest caz. În mod legal, femeia nu putea să aibă grijă de alți copii. A ieșit de vreo 2 zile din spital și nu poate să primească, să zic, persoane străine, nu poate să dea un interviu. Are 3 copii ai ei, 2 fete și un băiat, iar de vreo 7 ani de zile este asistent maternal. Locuiesc în satul Buhoci, la apartament. Au apartament cu 2 camere și au amenajat încă o cameră, cum ar veni, balcon. Foarte bine îngrijit, chiar lumea întoarce capul când trece pe stradă și se vadă într-adevăr, are foarte multe flori și o femeie care iubește florile sau o familie care are flori, eu cred că este într-adevăr o familie iubitoare și de copii și nu numai de copii, chiar are și animale. Legea spune că dacă vrei să iei un copil în asistență maternală, trebuie să demonstrezi. Deci presupune că cineva verifică că ai o cameră separată pentru acest copil, că ai condițiile necesare. E clar că această doamnă, care este în continuare asistent maternal și care are cu siguranță un copil acum în asistență,